jucătorii români ajung acolo, știi? Și ăla nu te bagă la început. Păi stai, cu ai venit tu și joci, nu tată, antrenează-te, tu te antrenezi, ăla nu te bagă la început. Echipa deja e formată, tu vii într-o echipă formată acolo. El te vede cum tu te comporți la antrenament. Bă, bași campul în contre, chiar dacă nu joci, te pregătești 100% și hai, așa. Hai, să-l bag și pe ăsta. În 90% din cazul românul nu știu. Una pe telefon, bă, tata, nu mă bagă să joc aici, ăștia, na, e la mișto, nu știu ce. După aia, după 6 luni, ca o să pleci. Acolo trebuie să te duci cu mentalitate, de-aia, bă, tata, joc, nu joc, bag capul în contre la antrenament. Păi eu așa am fost cu Rednic. Deci în momentul ăla în care eu nu jucam, că eu nu jucam atunci, erau ăștia, na, erau fotbaliști și eu nu jucam. Doar, bă, la fiecare antrenament, bă, ce-i fugăream pe aia ce le făceam? La fiecare antrenament. Și mereu îmi spunea Rednic. Văd asta, logic. Rednic îmi spunea mereu, bravo, bravo. Și eu spunea așa mai pe-ntre dinți, așa, da, bravo. Și, bravo. Și pe Radu Ștefan și pe asta. Adică tu la antrenament trebuie să fii, bă, 110%, mai ales că nu joci.